uitat Alexandru Vodă? Nu. Și nici eu pe el. Mihai, te-am urmat ca umbră și a fost întotdeauna așa cum ai vrut tu. Acum din casa noastră n-a rămas nici cenușa. Iar noi ne ascundem prin străini. Domnul țării ți-a pus capul la preț. Unde vrei să ajungi? La capăt, Stanca. Oriunde ar fi acest capăt. Oamenii lui Alexandru Vodă sunt pe urmele mele. M-am oprit doar o clipă. Unde e Nicolae? Am ascuns. Unde? Îl iau cu mine. Nu. Viața lui e în pericol. Alexandru va căuta să se răzbune văzând că i-am scăpat. Nu. Nu ți-l dau. Nu sunt învățat să-mi vorbești astfel. Atunci învață. Ai luat totul, Mihai. Și chiar dacă vei izbuti să ajungi unde vrei, nu vei avea de unde să-mi dai înapoi fericirea aceea liniștită care a ținut atât de puțin. Nu-ți fă griji. Pe fiul meu nimeni nu o să pună mâna. Nici tu. Mai ales tu. Pentru răzvrătire, din porunca Măriei sale Alexandru Vodă, ești prins, ban al Craiovei. Nu în biserică.